Bună seara, sunt Sorina Obreșa și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Pensiile în această toamnă vor fi indexate cu 1%. Asta înseamnă că unii pensionari vor primi cu circa 20 de lei mai mult. Un procent undeva e 26 de lei. Mă scuzați nici pentru hârtie de viceu, nu ți-aș merge. Iar guvernul a anulat indemnizațiile de 16.000 de lei pe care ar fi urmat să le primească medicii care s-au infectat de coronavirus. Decizia urmează să treacă și de Parlament. În schimb, Igor Dodon spune că a cheltuit câteva zeci de mii de lei din bani publici pentru ca să trimită primarilor din toată țara și ambasadorilor broșura în care își enumeră meritele și care arată ca una electorală. Cei care visează și descriu miliarde, milioane, relax. Cea mai tânără victimă din Moldova a coronavirusului este o adolescentă de 15 ani. Ministerul Sănătății anunță astăzi decesul ei. Poți să faci un borș, dar și acela fără carne. La atâta se limitează majorarea pensiilor după indexarea acestora. Iar guvernul a anunțat că pensiile se indexează cu nici mai mult, nici mai puțin decât 1%. Iar asta înseamnă că cei care au 2000 de lei vor primi cu circa 20 de lei mai mult. Foarte mic procentul. E pentru dânsii stărui, dar pentru populație, pentru oamenii de rând, nu prea. Pentru ce o să vă ajung? Să mă duc de la strada asta până la asta, pe jos. O să ajungă putere, când am să am ce mânca. Tatiana Gonța și așteaptă microbuzul spre Hâncești pentru a pleca acasă din tura ei de 24 de ore. La 65 de ani, deși este deja la pensie, continuă să lucreze ca felcer pe ambulanță, pentru că este nevoie de ea, dar și pentru că are nevoie de un ban în plus. Eu am o pensie de 2200 de lei. Cu un stagiu de lucru de 42 de ani. După indexarea pensiilor, Tatiana Gonța va primi cu exact 23 de lei și 50 de bani mai mult. O nimica toată, spune femeia, care așteaptă ca salariul ei de lucrător medical să fie majorat, așa cum au promis autoritățile, ca să se poată descurca. Este un lucru enorm de greu. 24 de ore faci tură. O bine merită majorarea asta. Începând cu 1 octombrie, toate pensiile vor fi indexate cu exact 1,07%. Această hotărâre a fost aprobată ieri de Cabinetul de Miniștri. Dacă un pensionar primește 1000 de lei, atunci adaosul este de 10 lei și 7 bani. Din acești bani, un pensionar își poate cumpăra strictul necesar pentru a face o supă. 3 cartofi, o ceapă, un morcov, o varză mică și o sfeclă roșie. Ana Cucoș din Sângera a ieșit la pensie acum 5 ani, iar pentru a mai face niște bani s-a angajat în câmpul muncii din nou. Acasă are un fiu care are nevoi speciale și spune că se descurcă cum poate și se întreabă ce poate cumpăra de acești bani. Pensia ei este de 2600 de lei. Un procent undeva e 26 de lei? 26 de lei, da. Mă scuzați nici pentru hârtie de viceu, nu ți-aș merge. Nu știe cum să scape de nevoie și de sărăcie și cum să-și împartă puținul pe care îl primește ca să-i ajungă. Dimineața a făcut niște cumpărături, o sticlă de ulei, un kilogram de carne și câțiva struguri. Totul a costat peste 250 de lei. De atâta și lucrez încă, fiindcă nu mi-ajunge de trăit. Plătești comunale numai că trebuiește. Și mai am încă și copil invalid. Și el primește 800 de lei. Așa că... Părere de rău, dar suntem tare strânși. Totodată, Cabinetul de Miniștri a luat decizia ca ajutorul unic să fie majorat de la 700 la 900 de lei pentru cei care au o pensie mai mică de 3000 de lei. Iar angajații din sistemul medical nu vor mai primi indemnizațiile de 16.000 de lei promise de autorități în cazul infectării cu coronavirus. Decizia de anulare a fost luată de către Cabinetul de Miniștri. Pentru a intra în vigoare, aceasta trebuie să treacă și de Parlament. Premierul Ioan Chicu a semnat aseară hotărârea de anulare a proiectului de lege din 1 mai care prevedea ca angajații din sănătate infectați cu COVID-19 la locul de muncă să primească indemnizații unice de 16.000 de lei. În nota informativă a proiectului se arată că modificarea vine în condițiile în care sunt luate alte măsuri de protejare a angajaților, adică a fost instruit personalul, instituțiile au fost asigurate cu dezinfectant și măști și s-a instituit un spor lunar de compensare
compensare pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate. Astfel, cu o mână li se ia, iar cu alta li se dă, întrucât decizia vine la două zile după ce, de la 1 septembrie, salariul personalului medical a fost majorat cu 30%. Propunerea trebuie să treacă de Parlament. Dacă e vorba de proiectul de lege buget de ieri, este bugetul care a fost coordonat cu Fondul Monetar Internațional pentru a avea un program. Dacă acolo este inclus în acest proiect anularea indemnizației de 60.000 de lei, vă asigur că o astfel de propunere nu va fi votată în Parlament. Colegii mei din Parlament nu vor susține anularea indemnizației de 60.000 de lei. Iar dacă Parlamentul va vota o astfel de modificare, eu voi întoarce legea în Parlament să fie revotată. Între timp, câteva 10.000 de lei din bugetul președinției, instituție întreținută din bani publici, au fost cheltuiți pentru ca Igor Dodon să trimită primarilor din toată țara și ambasadorilor așa numitul almanah politic. Acesta arată ca o carte în care, ca într-o broșură electorală, Dodon își enumeră meritele. Iar ziarul cu raportul său va fi trimis în toate familiile din banii PSRM, afirmă președintele. La cărțulie a ajuns la presă, la organele administrației publice locale și a rămas și la ambasador, am transmis. Acolo au fost cheltuiți câțiva zeci de mii de lei pentru această publicare, de către instituția prezidențială, pentru că e raportul președintelui. Și a fost repartizată prin Poșta Moldovei. Așa că cei care visează și descriu miliarde, milioane, relax. Igor Dodon însă nu precizează cât mai exact s-a cheltuit din banii publici pentru ca broșura care seamănă cu una electorală să ajungă la toți primarii din țară și la ambasadori. Am solicitat o informație de la președinție, dar nu ni s-a răspuns. Pe lângă aceasta, Dodon are de gând să distribuie pe la casele oamenilor și o altă broșură cu raportul său. Acest raport, stimați prieteni, în forma aceasta, succintă, va fi repartizat în formă de ziar, începând cu ziua de astăzi. Practic în fiecare familie din Republica Moldova veți primi acest raport. L-am întrebat astăzi din ce bani o va face. Eu am văzut că unii încep să facă valori legătură cu acest raport. Președinția a suportat cheltuieli doar pentru acea cărțulie, pentru că raportul de activitate a fost difuzat pe două căi. Cărțulie și un ziar detaliat. Cheltuielile în acest sens sunt suportate de socialiști, spune Dodon. De ce? Pentru că 4 ani în urmă eu am fost candidatul Partidului Socialiștilor. Și Partidul Socialiștilor are dreptul să spună că candidatul lor, uite ce a făcut. Potrivit purtătorului de cuvânt al președintelui, pentru tipărirea raportului s-au cheltuit aproape 15.000 de lei, iar pentru transmiterea în aproape toate localitățile din țară s-a încheiat un contract de 23.000 de lei cu Poșta Moldovei. Tot astăzi, Igor Dodon a publicat un film de aproape o oră în care se laudă cu ce ar fi reușit el în timpul mandatului său. Cât a cheltuit pentru realizarea acestuia, responsabilii de la președinție nu ne-au spus. Cu ochii în patru trebuie să circule șoferii și pietonii pe un pod din sectorul Botanic. Găuri periculoase au apărut pe asfalt. Oamenii sunt indignați că, deși problema podurilor este cunoscută de ani de zile, nimeni nu ia măsuri. Revenim cu detalii la acest subiect în jurnal. Nu ai nevoie de superputeri ca să fii un supererou. Uneori este nevoie doar să faci un pas înainte. Vorbim în acest context despre cei care au mers să doneze plasmă pentru ca bolnavii de coronavirus în stare gravă să poată fi tratați. Procesul durează doar câteva minute, dar în acest timp fiecare poate salva 3 vieți deodată. Igor Ivanes nu a stat nicio clipă pe gânduri și după ce s-a tratat de coronavirus, a mers să doneze plasma pentru a salva viețile pacienților aflați pe patul de spital în stare gravă. Prin primele zile când am fost internat, am spus că trebuie, după ce ies din spital, să mă duc să donez plasmă, știind că o doză de plasmă poate fi salvată la 3 vieți. Igor are 24 de ani și este student în anul 6 la Universitatea de Medicină, iar de curând s-a angajat în calitate de asistent medical la un spital privat din capitală. Pandemia
i-a schimbat viața radical, susține tânărul, din cauza că o parte din familia lui a fost afectată de coronavirus. A fost o perioadă grea, în care fiecare al doilea membru a fost internat în spital, în stare de gravitate medie. Astăzi, toți s-au vindecat și am surprins prima lor întâlnire după mai bine de 2 luni. Salut! Părinte, e greu, e stresant, e așa cu așteptare, cu dureri în suflet. A fost o perioadă lungă și cu emoții și cu retrăiri. Pentru că Igor a făcut un pas înainte, undeva, într-un spital din Moldova, 3 vieți o iau de la capăt. 3 oameni deschid ochii azi ca în curând să-și îmbrățișeze apropiații. Și Vladimir Bolovan este unul din cei care au donat plasmă. El este șeful agenției de transplant și știe bine deja cum se dăruiește viața, de la inimă la inimă, de la om la om. Eu nu cunosc alte infecții în ultimii ani care să ia atâtea vieți anume de medici. El, la rândul său, vede zi de zi adevărați eroi, oameni datorită cărora alți oameni trăiesc și nici măcar nu trebuie să dărâme munți pentru asta. Super erou ca să fii, nu trebuie să ai super puteri. Acel pachet de plasmă care a fost donat de mine sau de alți convalescenți, într-adevăr, poate salva o viață și asta deja este o faptă eroică. Metoda de tratament cu plasmă împotriva coronavirusului a fost aplicată pentru prima dată în Moldova pe data de 13 aprilie, iar primul donator de plasmă din țara noastră a fost șeful serviciului SMURT, Dumitru Carasic. Până pe data de 1 septembrie, aproape 600 de persoane au donat plasmă. Aproape jumătate dintre ei au fost recrutați din instituțiile în care s-au tratat, ceilalți fiind pacienți care s-au tratat acasă. Fiecare al 10-lea donator a fost militar sau polițist. Conform datelor Ministerului Sănătății, de la începutul pandemiei, peste 2000 de doze de plasmă au fost transmise în spitalele din țară. Ele au ajuns la peste 2000 de oameni care au primit încă o șansă la viață datorită eroilor lor. O adolescentă de 15 ani a fost răpusă de coronavirus, fiind cea mai tânără victimă din Moldova. Totodată numărăm încă peste 500 de cazuri. Bilanțul zilei ni-l prezintă colega noastră, Francesca Gândea. Francesca, bună seara! Bună seara, Sorina! Bună seara tuturor! Tânăra era originară din capital, aceasta fiind internată pe data de 31 august la Spitalul Clinic Republican în stare extrem de gravă. Tânăra mai suferea de boală renală, hepatită virală acută și AVC. În această săptămână, încă o tânără de 27 de ani a pierdut lupta cu boala. Azi încă 9 persoane au murit. Specialiștii susțin că în ultimele săptămâni în țara noastră, tot mai mult de persoane tinere se îmbolnăvesc de COVID. Azi încă 534 de oameni au fost testați pozitiv. Printre ei sunt și 23 lucrători medicali. 7 cazuri sunt de import din România, Ucraina și Turcia. Astfel, numărul îmbolnăvirilor în țara noastră depășește acum cifra de 39.800. Atât la acest subiect, Sorina. Francesca, mulțumesc! Pentru că merită, acesta este răspunsul președintelui întrebat pentru ce merită Viorica Dumbrăveanu. A fost decorată cu Ordinul de Onoare, iar fostul deputat socialist Vladimir Țurcan cu Ordinul Republicii. Președintele a evitat să răspundă clar la întrebare, spunând că distinția au primit și alți funcționari care nu sunt membri sau foști membri ai echipei sale. Stimați jurnaliști la ProTV, la ce n-ați întrebat pentru ce merită, am dat de exemplu Sandu Grecu? Același decret, lui Jereghe, lui Ian Raibur, lui mulți alții. Aceste persoane merită să obțină distincții de stat. Așa ne-a răspuns Igor Dodon când l-am întrebat pentru ce merite a fost decorată ministrul sănătății Viorica Dumbrăveanu, dar și fostul socialist și președinte al Curții Constituționale Vladimir Țurcan, demis în luna aprilie din fruntea instituției după ce Dodon a declarat că l-a telefonat să-l întrebe despre o decizie a Curții. Eu l-am sunat iar pe domnul Țurcan, președintele Curții Constituționale, să întreb ce s-a întâmplat. Înțeleg că 4 membri au votat pentru suspendarea acestei legi. Domnul Țurcan a votat împotrivă. Igor Dodon a evitat să ne spună clar pentru ce merite și a decorat fostul coleg. Nu a spus nici de ce Viorica Dumbrăveanu merită distincția. Nu-i dau distincții doar la cei care sunt membri echipii sau au fost membri echipii.
Eu cred că despre alte persoane care sunt acest decret, la sigur nu se poate spus că sunt fanii lui Dodon sau sunt ceva persoane apropiate. Deși zilnic înregistrăm antirecorduri de îmbolnăviri, iar numărul celor răpuși de coronavirus este în continuă creștere, președintele susține că Viorica Dumbrăveanu a făcut multe pentru Republica Moldova. Eu consider că este un profesionist desăvârșit. În primul rând, în domeniul protecției sociale, într-al doilea rând, evident, acum a fost în situația că trebuie să gestioneze și tot ce țin de sănătate. Anterior, Igor Dodon spunea că se gândește să o decoreze pe Dumbrăveanu cu Ordinul Gloria Muncii. Ulterior, s-a răzgândit și a spus că a fost doar o idee și că se va mai gândi. O casă cu două etaje și cinci mașini, iar în declarația de avere, mai nimic. Așa trăiește președintele socialist al raionului Ocnița. Am lucrat în Rusia, acolo am lucrat în comerț. Copiii mă ajută financiar. Cum explică Iurie Plopa faptul că în declarația de avere este notat că locuința ar costa 5.000 de lei, iar autoturismele 0 lei? Vedeți la știri. Găuri periculoase au apărut pe un pod din sectorul botanic al capitalei, iar șoferii și pietonii se tem pentru siguranța lor. Deși despre starea proastă a acestor construcții se știe de mult timp, autoritățile nu au întreprins nimic până acum, motivând de fiecare dată că nu sunt bani. Astăzi, responsabilii de la primărie nu ne-au răspuns la apeluri pentru o reacție. Se află chiar în mijlocul drumului. Fiind destul de adâncă și periculoasă, ea nu este securizată în niciun fel. Astfel, unii șoferi o înconjoară. Alții însă care nu o văd pot rămâne cu mașina avariată. Să-i conduci! Găurile mari de pe podul din sectorul botanic al capitalei pot fi văzute și sub pod. А вы походите по Кишиневу, посмотрите, где еще много дырок. Это вопрос к нашему правительству. Он аварийный. Și podul de pe strada Mihai Viteazu este într-o stare deplorabilă. Trotuarul este plin cu crăpături lăsate așa, doar cele mai mari au fost acoperite cu spumă pentru construcție. Nadejda spune că zilnic merge pe acest pod când revine de la muncă, dar îi este teamă că într-o zi acesta se va prăbuși. Ar fi dorit să ne mai repare din când, să fie mai accesibil pentru oameni, pentru că dacă să luăm fiecare care lucrează în apropiere, e cam complicat să ieși pe aici. Strașnic. Oamenii se întreabă de ce autoritățile nu rezolvă problema, deși cunosc că podurile din Chișinău nu au fost reparate de ani de zile. Не очень хорошо, потому что разбитый мост, но что делать? Боимся, но надо идти. Надеемся, что сделают получше, но пока не взялись, пока делают албишуару. Astăzi, responsabilii de la primărie nu ne-au răspuns la telefon ca să ne spună când municipalitatea se va apuca de renovarea podurilor. Acum 2 ani s-a făcut o expertiză care a arătat că toate podurile din capitală trebuie reparate, iar la unele, termenul de exploatare a expirat acum 25 de ani. Autoritățile vorbeau atunci despre lucrări de renovare, dar din lipsă de bani, acestea așa și nu s-au făcut. Vladislav Klima a devenit oficial președintele Curții de Apel Chișinău după ce decretul de numire a fost semnat de Igor Dodon. Klima a fost numit în funcție pe un termen de 4 ani. El a fost ales președinte al Curții de Apel de către CSM la sfârșitul lunii iulie, iar asta a stârnit critici și nemulțumiri. Asta pentru că în 2018 Klima a făcut parte din completul de judecători care au anulat alegerile locale din Chișinău după ce victoria a fost obținută de Andrei Năstase. Un autoturism a fost distrus în totalitate după ce a luat foc din mers noaptea trecută în apropiere de satul Blândești din Ungheni. Potrivit martorilor, de sub capota autoturismului de marca Audi a început să iasă fum. Ulterior au izbucnit flăcările. Din imaginile surprinse după stingerea incendiului de către pompieri, se vede că din mașină a rămas doar carcasa din metal. Șoferul nu a avut de suferit. În Ucraina, criza provocată de coronavirus se agravează. În timp ce spitalele sunt arhipline de pacienți, iar medicii epuizați, țara înregistrează un nou bilanț zilnic record de îmbolnăviri, circa 2700. Între timp, în Franța, mai multe școli au fost închise în prima săptămână de când au fost reluate cursurile. Din cele peste 2700 de cazuri înregistrate în ultimele 24 de ore în Ucraina, cele mai multe sunt la Kiev. În capitala Ucrainei, aproape că nu mai există locuri în spitale, iar medicii sunt epuizați. Personal, уже я вам честно хочу сказать, как на войне работает давно.
и они уже ко всему готовы. Просто другое дело, упадут они физически или не упадут, потому что пока они смогут стоять в вертикальном положении, они будут работать. Nu ajung doar paturi în spitale, dar este și criza de medici. Когда остается одна медсестра на 70 человек, ну это просто, вы же понимаете, это колоссальный непосильный труд. Crește nu doar numărul de cazuri de coronavirus, dar și al pacienților infectați care ajung în stare gravă și trebuie conectați la ventilare artificială. Само по себе это состояние, оно страшно любому, даже здоровому. То есть это легко проверить, да, просто закрыть себе рот и нос. И это паника, которая их не отпускает, потому что им тяжело дышать как днем, так и ночью. De luni, Ucraina și-a închis granițele pentru străini, iar autoritățile de la Kiev au decis din nou să reprofileze mai multe spitale pentru pacienți cu COVID, însă și acestea deja sunt pline. Всі питають, звідки така негативна динаміка розповсюдження вірусу? А хто на неї впливає? Скажіть, будь ласка. Якщо так продовжиться, нам не уникнути інфекційного вибуху. Situația se agravează și în Franța, unde pentru a doua zi consecutiv se înregistrează mai mult de 7000 de cazuri, iar oamenii fac cozi la centrele de testare gratuită. Moi j'ai un repas de famille ce weekend, tout le monde doit se faire tester pour le Covid. Donc derrière faut assurer la sécurité des personnes asthmatiques, on a des personnes allergiques, on a des femmes enceintes, donc pour moi c'est important de faire la queue ici. În Italia, fostul premier Silvio Berlusconi, recent testat pozitiv la COVID-19, a fost internat într-un spital din Milano ca măsură de precauție după apariția unor simptome ușoare. Israelul a anunțat că reimpune carantina în 30 de zone roșii unde deplasările sunt limitate, iar afacerile neesențiale sunt închise, a anunțat epidemiologul șef al statului într-un mesaj televizat pe un ton ridicat. Anahnu be'emet be'eroa shel milchama. Be'eroa shel milchama. Bevakasha, shum chatunot hayom. Shum eroim amonim. Shum itka'alut she'enena chukit. Shum zilzul be'shum misada, be'shum makom. În ultimele zile în Israel au fost raportate câte 3000 de cazuri noi, bilanțul total fiind de 122.000. Și în Rusia, pentru prima dată în ultimele 3 săptămâni, numărul infectărilor a depășit cifra de 5000. Între timp, tot mai mulți oficiali ruși și-au administrat vaccinul produs de Rusia, printre care ministrul apărării, dar și primarul Moscovei. De rând cu aceștia, președintele Moldovei, Igor Dodon, a declarat că se va vaccina în public, în mod demonstrativ, și va cere 100.000 de doze de vaccin pentru moldoveni. Dacă o să reușim să obținem această vaccină, evident că va fi public. Va fi public ca oamenii să nu se vede că președintele s-a vaccinat, să vaccineze și ei. Ministerul Rus al Sănătății a anunțat că acum are loc faza a treia de testare a preparatului Sputnik V, care nu a fost încă omologat de OMS, iar testarea în masă a populației ar putea începe în noiembrie, decembrie și va fi voluntară. Un bărbat din capitală se plânge că și-a stricat autoturismul după ce a nimerit în niște gropi lăsate în drum de muncitorii de la apă canal. Plesnit la motor cu piesă și toată ureia s-a curs. Trebuie să cheltuie 18 mili la motor să-l fac. Apă canal a stricat asfaltul ca să repare niște țevi și de o lună și jumătate nu a reparat drumul. Venim cu explicația întreprinderii în jurnal. Un nou șef a fost ales la Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale. Ion Caracuian este câștigătorul concursului pentru această funcție organizată de Consiliul Superior al Procurorilor, el fiind singurul candidat înregistrat. Caracuian a fost șef interimar al PCCOX din decembrie 2019, iar până atunci a fost șef al secției combaterea torturii a Procuraturii Generale. Acesta a declarat o avere de peste 350.000 de lei, ceea ce constituie aproape 29.000 de lei lunar, dar și un autoturism în valoare de 10.000 de lei. Administrația unei companii de transport se plânge că pe numele firmei sunt deschise mai multe dosare penale, deși ei nu ar fi încălcat nimic. Aceștia susțin că PCCOX, INEI și Centrul pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane ar face presiune asupra lor. Instituțiile vizate neagă acuzațiile și afirmă că toate acțiunile întreprinse au fost făcute în conformitate cu legea. Reprezentanții companiei de transport spun că presiunile asupra lor au început acum 6 ani, iar recent s-au trezit cu mai multe dosare penale. Procuratura PCCOX, INAI, Centrul pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane. Deci, angajații acestor subdiviziuni își permit
un șir de ilegalități. Serviciul de presă al PC Cox ne-a transmis un comunicat în care scrie că declarațiile firmei nu sunt adevărate. Activitatea acestora nu este blocată și nici presiunea asupra acestora nu se fac pentru a renunța la afacere. Dimpotrivă, toate acțiunile de urmărire penală au fost efectuate în strictă conformitate cu codul de procedură penală, se arată în mesaj. Aceeași reacție o au și responsabilii de la Inspectoratul Național de Investigații, care au precizat că în urma perchezițiilor de luna trecută în oficiile companiei au fost clonați purtătorii de informație. În prezent, informația este procesată în cadrul unei expertize tehnico-criminalistice, firma fiind cercetată într-un dosar privind organizarea migrației ilegale. Nici o persoană nu a fost reținută, iar urmărirea penală continuă. Nimeni de la Centrul pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane nu ne-a răspuns la telefon pentru un comentariu și nu a venit deocamdată cu o reacție. Navalny nu a fost otrăvit, de asigurări Alexandru Lukashenko. El susține că serviciile belaruse de informații au interceptat un apel telefonic între Varșovia și Berlin, care ar arăta că totul este o falsificare. Lukashenko i-a spus asta premierului Mihail Mișustin, pe care l-a primit ieri la Minsk. До выступления Меркель она заявила, что ему хотели закрыть рот, то есть Навальному. И мы перехватили разговор. Варшава разговаривает с Берлином, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было. Группа специалистов, я так понимаю, подготовили для Меркель, для ее администрации факты, а может быть и заявление, которое она сделала. Сделали они это, чтобы, вот цитата, чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси. Fără să prezinte alte detalii, Lukashenko a anunțat că va transmite transcrierea acestui apel telefonic serviciilor ruse de securitate. Șeful stafului lui Navalny a catalogat drept ridicole acuzațiile lui Lukashenko. The fact that it was Novichok, like Putin's signature poison, like leaving the business card of Mr. Putin on the crime scene. Alexandru Lukashenko a venit cu aceste acuzații la o zi după ce cancelarul german Angela Merkel a anunțat că Navalny a fost otrăvit cu un agent neurotoxic de tip Novichok. Alexei Navalny wurde Opfer eines Angriffs mit einem chemischen Nervenkampfstoff der Novichok-Gruppe. Dieses Gift lässt sich zweifelsfrei in den Proben nachweisen. Damit ist sicher, Alexei Navalny ist Opfer eines Verbrechens. Er sollte zum Schweigen gebracht werden und ich verurteile das auch im Namen der ganzen Bundesregierung auf das Allerschärfste. Occidentul a exercitat presiunea asupra Moscovei să prezinte explicații, iar Kremlinul nu vede niciun motiv că statul rus să fie acuzat că se află la originea otrăvirii lui Navalny. Я бы здесь аккуратно говорил насчет обвинения российского государства. Все-таки обвинений нет и нету никакого повода для обвинения российского государства. Это первое. И никакие обвинения мы не склонны воспринимать в этой связи. Рушия așteaptă probe care să le demonstreze că Navalny a fost otrăvit cu Novichok. Это просто спланированное антироссийская, информационная и политическая, конечно же, кампания вокруг состояния здоровья Навального, но с реальным его состоянием здоровья, уверен, это не имеет абсолютно ничего общего. Сейчас российское государство будет придумывать самые безумные, абсурдные версии того, что происходило. Это их стиль работы. Вот сейчас они будут говорить про провокации Запада, про вмешательство третьих сил, еще что-нибудь обязательно придумают. Это такой вот стиль работы, навести максимальный бардак и запутать максимально. Uniunea Europeană consideră că este dificil să se vorbească despre sancționarea Rusiei în acest stadiu din cauza otrăvirii lui Navalny, dar a cerut o anchetă transparentă. Casa Albă consideră otrăvirea lui Navalny absolut condamnabilă. Opozantul lui Rusiei s-a făcut rău la 20 august la bordul unui avion cu care plecase din Siberia către Moscova, după ce a băut ceai pe aeroport. Spitalizat la Omsk, el a fost transferat pe 22 august în Germania. Deputatul moldovean în Parlamentul României, Constantin Codreanu, și-a fracturat coloana în urma unui accident rutier. El a fost transferat cu ambulanța la un spital din București. Șoferul s-a ales cu traumatism craniofacial. Deputatul PMP a scris pe Facebook că în această dimineață era în drum spre Iași, în timp ce staționa la semafor, autoturismul în care se afla a fost izbit din spate de o mașină și făcut zob. Deputatul a fost scos din interior de un taximetrist. Poliția a întocmit un dosar penal pe numele șoferului vinovat.
Locuitorii unui cartier din sectorul Botanica se plâng că nu mai pot circula pe o stradă de o lună și jumătate de când muncitorii de la Apă Canal le-au lăsat acolo niște gropi mari. Aceștia au făcut lucrări la apeduct, au stricat asfaltul, iar după ce au plecat, au lăsat drumul baltă, fără să-l asfalteze la loc. La rândul său, întreprinderea spune că va turna asfalt, dar mai are de lucru la rețea. Cum e drumul? Foarte rău. Două gropi adânci, acoperite cu pietriș, stau de o lună și jumătate la intersecția străzilor Dante Alighieri și cetatea Chilia. Alexei Guțu, care locuiește în apropiere, spune că de curând, neștiind că acolo au apărut aceste gropi, și-a izbit autoturismul în ele. Cu Dacia mea, când am avut, a s-o plesnit la motor cu o piesă și toată uleiul s-a curs. Trebuie să cheltuie 20.000 lei la motor să-l fac. Iar după acest incident, nu a mai avut chef să treacă pe acolo. Tot timpul ne împiceam, ziceam la școală băietul, dar acum trebuie să înconjur pare pe altă stradă, că să ajung la școală să duc băietul, din cauza la gaurile acestea. Dacă mergi pe drumul acesta, intri în gaură. Dar dacă vii pe aici, te accidentezi cu altă mașină care vine la deal. A sunat în repetate rânduri la Apă Canal și a cerut ca porțiunea unde s-a lucrat la apeduct să fie asfaltată. Întreprinderea ar fi reacționat abia săptămâna aceasta. Le-a spus că aici nu poți merge mașinile, fără mașinile. După aceea au venit cam la luni au venit și au turnat niște pietriși. Oamenii care circulă des prin preajmă sunt deranjați de starea drumului. Noi avem aici vreo două luni de când lucrăm, găurile stau așa, mașina două ore pe an o reparez. Vă dați seama? Evident că lasă de dorit. Lasă de dorit puțin drumul. Afectează mașina? Sigur, da. Pe drumurile noastre întotdeauna ai probleme. Deși locuitorii spun că de o lună și jumătate muncitorii de la Apă Canal nu au mai lucrat acolo, reprezentanții întreprinderii ne-au comunicat că lucrările încă nu s-au încheiat și de aceea încă nu este turnat asfalt. Pe adresa indicată au avut loc lucrări la rețeaua de apeduct ca urmare a unei avarieri. Nu au fost efectuate lucrări de asfaltare deoarece s-a convenit ca porțiunea respectivă în zona respectivă să fie înlocuit o porțiune de apeduct, iar marți vor demara aceste lucrări și abia după asta vom asfalta. Căutări disperate la Beirut după ce o persoană ar fi supraviețuit sub dărâmături la o lună după explozia din port. Salvatorii scotocesc de ieri sub ruinele unei clădiri după ce unul dintre câinii dresați a simțit prezența unei persoane încă în viață, iar scanerele au detectat bătăi de inimă. Astăzi se face exact o lună de la deflagrația care a zguduit capitala libaneză. Echipa de salvatori duc la propriu o luptă pe viață și pe moarte la Beirut, căutând un eventual supraviețuitor în molozul unei clădiri prăbușite. Câinele unei echipe de salvatori din Chile ar fi detectat prezența unei persoane încă în viață, iar un echipament cu senzor ce poate depista un eventual semn de viață până la o adâncime de 15 metri a detectat bătăi de inimă. جبنا السنسر اللي عندهم هي في 2 منه بالعالم بيقدر يعطي اذا في تنفس في نبض في ساعة في حيالله شيء تحت الارض بعده عم يتحرك عطى انه في نبض كل دقيقة 18 نفس سو هيدا الشيء مع سنسر الحراري عطى انه في حدا بعده عايش. Salvatorii s-au împărțit în echipe de câte 7 oameni ca să mute rămășițele bucată cu bucată. Din când în când cer să se facă liniște pentru a asculta cu atenție. Now they are making good plans to try to find anyone. Until now this happened. Aseară lucrările au durat până noaptea târziu. Salvatorii însă nu au putut avansa din cauza plăcilor de beton care riscau să se prăbușească peste ei. جربنا نفوت بهذا التانل الموجود الصغير بس فيه عوائق حديديه ولهالسبب مش قادرين نفوت ما فينا نقصهم لانه هدول العوائق الحديديه هي مهدي النقاط. سو بدنا ننتظر لبكره بس تيجي الرفعات ترفعهم ببين معنا كل شيء. Scena dramatică are loc în cartierul istoric Marc Michael, care este chiar în fața portului și care a fost una dintre cele mai lovite zone ale capitalei. Înainte de dezastru, era vestit pentru viața sa de noapte. Peste 200 de oameni au murit, iar 6.000 au fost răniți pe 4 august la Beirut, după ce 2.750 de tone de nitrat de amoniu au sărit în aer. 7 persoane sunt încă date dispărute. Suflul extrem de puternic al exploziei a făcut una cu pământul numeroase clădiri și a lăsat circa 300.000 de oameni fără adăpost deasupra capului.
Guvernul libanez a demisionat în contextul furiei publice. Oamenii sunt însă în continuare preocupați că substanțe periculoase sunt stocate necorespunzător, punându-i în pericol. Armata libaneză a anunțat că a găsit încă peste 4 tone de nitrat de amoniu în apropierea portului. Directorul general al portului, șeful vămilor, dar și alți funcționari au fost arestați. Președintele socialist al raionului Ocnița trăiește pe picior mare. Funcționarul public locuiește într-o casă cu 2 etaje și are în garaj 5 mașini, dintre care o Toyota Land Cruiser, prețul căreia este de aproape 90.000 de dolari. În declarația de avere se arată însă că toate costă mai nimic. Iurie Plopa spune că a fost doar o greșeală tehnică și că a adunat averea cât a muncit în străinătate, dar îl ajută și copiii. Iurie Plopa locuiește într-o casă cu 2 etaje, construită din cărămidă albă, în Călărășeuca. Clădită chiar pe malul râului Nistru, proprietatea are un drum special de acces care se termină chiar la poarta lui Plopa. Potrivit declarației de avere, valoarea bunului ar fi de doar 5.000 de lei. Casa nu e construită acum. Casa aceea nu e a mea. Aceea e casa copilor. Casa mea e alătrea. Iată și costă 5.000 de lei. E scrisă pe copii, dar locuiți dumneavoastră. Da, eu trăiesc în Moscova. Și ce era o asta care se pe copii? În garajul lui Plopa găsim 5 automobile. Cea mai recentă achiziție este o Toyota Land Cruiser 200, produsă în 2017 și cumpărată de funcționar în același an. Pe site-ul producătorului, în funcție de dotări, mașina costă între 70 și 90.000 de dolari. Iurie Plopa mai are 3 camioane și 2 remorci. În declarația de avere, acesta însă trece la valoarea bunurilor cifra 0. Am lucrat în Rusia. Acolo am lucrat în comerț. Am ajut copiii, puteți controla. Orice dacă o greșeală, cu pus 0, cu avut în vedere prețurile de piață. Alesul local a registrat în 2019 un venit de 110.000 lei. 17.000 sunt din salariul de șef al Consiliului Raional, iar cei peste 92.000 de la firma al cărei fondator este. Compania se ocupă de importul și comercializarea pesticidelor și îngrășămintelor, potrivit site-ului Nord News. Prin intermediul aceleiași companii, președintele raionului Ocnița exportă fructe în Federația Rusă, din livada de peste 100 de hectare. Potrivit portalului investigații.md, într-un material din 2016, Iurie Plopa, pe atunci consilier local, recunoaște că șeful de partid, Igor Dodon, a fost cel care l-a ajutat ca firma sa să ajungă în lista exportatorilor. Sincer, nu știu de ce am fost selectat să export. Am avut o întâlnire cu președintele PSRM, Igor Dodon. Am discutat cu el și a promis că ne va ajuta. La întâlnirea cu Igor Dodon nu s-a pus problema că ne ajută în schimbul donațiilor, declara acesta pentru presă. Conform aceleiași publicații, funcționarul a vărsat în pușculița PSRM-ului în anul respectiv 57.000 de lei. Odată cu creșterea în funcție și numirea sa în calitate de președinte de raion, acestuia i-au crescut și veniturile. Dacă în 2018 firma a înregistrat un venit de aproape 16.000 de lei, anul trecut a fost de 42.000 de lei, scrie Nord News. În luna martie, Consiliul Raional Ocnița a anunțat o licitație de cumpărare a unui automobil de 600.000 de lei. Investiția exorbitantă, în plină pandemie, a trezit un val de critici în spațiul public. Iurie Plopa a câștigat mandatul de președinte al raionului Ocnița în noiembrie 2019 pe listele PSRM. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează filmul Need for Speed. Nu uitați, dacă aveți imagini care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Să aveți o seară cât mai frumoasă!